Bună seara, vă spun tuturor, cu o voce de primadonă. Se mai întâmplă să mai răcească și doctorii, asta este. În seara aceasta ne revedem cu forțe proaspete ca să vorbim despre lucruri frumoase în luna femeii, da? Am intrat în luna femeii și suntem privilegiate să avem o lună întreagă, o lună dedicată frumuseții și o lună dedicată sănătății femeii. În seara aceasta vom vorbi împreună despre serumurile Forever și faptul că avem câte unul pentru fiecare dintre noi, ce înseamnă aceste serumuri, ce sunt ele, cum le folosim corect, de ce avem nevoie și de serumuri în condițiile în care avem creme, avem loțiuni tonice, avem demachiante și tot felul de lucruri de îngrijire, de ce avem nevoie și de un serum și cum să-l folosim corect în rutina de îngrijire a tenului. Așa că hai să vedem, să pornim la treabă și să vedem cum putem să fim mai frumoase în luna femeii și cum putem să utilizăm aceste minuni pe care compania noastră ni le-a pus la dispoziție. Noi zicem că serumurile sunt pentru doamne, dar asta nu înseamnă că și băieții nu pot folosi alături de noi, dar, repet, pentru că suntem în luna femeii, ne orientăm mai mult către partea noastră de înfrumusețare. Hai să vedem acum care sunt provocările în ceea ce privește frumusețea noastră. Păi, practic sunt factorii care influențează sănătatea generală a organismului nostru și cu atât mai mult sănătatea pielii. Vorbim în primul rând de razele ultraviolete și vom vedea că acestea sunt principalul inamic al nostru și că sunt primul factor, alături normal de factorii genetici, în ceea ce privește îmbătrânirea. Apoi intervin și ceilalți factori de risc. Vorbim de poluare, vorbim de stres, vorbim de alimentație deficitară. Toate acestea se traduc în deficiențe la nivel celular. Și acum, hai să vedem. Practic, razele ultraviolete, poluarea, sunt responsabile de deteriorări celulare și acestea produc deshidratări la nivelul organismului. Uscarea pielii, practic, este o reacție naturală. Și acest lucru se vede, de exemplu, atunci când stăm vara la soare și după ce ne bronzăm, practic și bronzatul, este o reacție la agresiunea razelor soarelui și a poluării. Practic, este o reacție de autoapărare a organismului. Și spuneam că primul element care se deteriorează este colagenul și vom vedea că, practic, el este cel care face declinul întregii frumuseți și întregii sănătăți și tonicități a tenului nostru. Este cel care susține toată structura pielii, este de fapt cel care susține toate structurile din corpul nostru. O să vedem că nu numai în piele avem colagen, dar că nicăieri, ca la nivelul pielii și, bineînțeles, și al articulațiilor, nu se vede deteriorarea colagenului atât de important. Practic, ce se întâmplă în momentul în care agresiunile factorilor externi se întâlnesc cu deficitul de colagen? Apare uscăciunea pielii, îmbătrânire prematură și poluarea împreună cu toxinele care pot veni și din interiorul nostru, și aici este un aspect foarte important legat de multe persoane care vin și spun ce să iau pentru acnee, pentru roșață, pentru diverse deficiențe ale pielii. Păi, în primul rând, să te gândești ce trebuie să iei pe interiorul tău și apoi să vezi ce ai nevoie pe exterior. Deci, practic, toate aceste lucruri sunt coroborate împreună și pentru a fi cu tenul sănătos și frumos, ai nevoie de frumusețe și din exterior și din interior. Din interior să-ți susții cu elementele de nutriție, cu elemente de detoxifiere, cu vitamine, cu minerale, cu colagen și urmează să vină colagenul, abia l-așteptăm cu toții, dar până atunci avem Fermin Complex, cu acid hialuronic, cu antioxidanți, cu vitamine pe care să le iei din interior, cu programul Clean 9 care să te ajute să îți păstrezi
curățenia și pe interior și apoi venim și din exterior cu elemente absolut importante pentru sănătatea și pentru frumusețea noastră. Și acum, când ești preocupat de sănătatea și frumusețea tenului, care ar fi ingredientele obligatorii pe care să le ai în gama ta de produse cosmetice? Și aici vorbim în primul rând de colagen, de elastină, de acid hialuronic, de diverse ingrediente naturale, cum ar fi iubita noastră aloe, pe care suntem privilegiați că o avem, plus multe alte lucruri importante care le vom vedea pe parcurs, de ce acestea există. Dar cele mai importante dintre ele sunt două ingrediente, și anume colagenul și acidul hialuronic. De ce colagenul? Păi, în primul rând, amândouă, și colagenul și acidul hialuronic, merg mână în mână și le găsim în toate structurile corpului nostru. Fie că vorbim de piele, fie că vorbim de articulații, de vase de sânge, de folicul pilos, de dinți, peste tot aceste două lucruri le găsim și sunt importante să le avem pentru sănătatea noastră. Colagenul, spuneam că este, și aici glumeam când ziceam că este cea mai cool proteină din corpul tău, dar chiar este una dintre cele mai importante proteine din corpul tău, pentru că este strâns legată de conectivitate și de forță. Are capacitatea de a oferi structură și rezistență pentru întregul tău organism. Este cea mai frecventă proteină din corpul uman, face parte din clasa proteinelor care servesc ca elemente structurale, ca și schelet, reprezintă cam 70% la nivelul pielii și în 30% este prezentă în restul de în restul organismului. Și acum, unde găsim? Păi, este cea mai abundentă proteină din corpul tău. Ea se găsește în piele, în oase, în ligamente, în vase de sânge, în structurile ochiului, în dinți, paradonțiu, deci tesutul de susținere a dinților, cartilaje, discurile dintre vertebre, tubul digestiv, mucoasa tubului digestiv, vasele de sânge de la nivelul tubului digestiv, capsulele de protecție pentru rinichi și pentru alte organe, pentru inimă, pentru rinichi, pentru celelalte organe interne, toate acestea sunt la nivel celular susținute de către colagen. Dar spuneam că cel mai vizibil este deteriorarea acestuia la nivelul pielii și articulațiilor noastre. Practic, până pe la vârsta de 30 de ani, producția de colagen este prezentă. După vârsta de 30 de ani, aceasta începe să scadă. Deci, practic, am noi de pe la 30 de ani începem să îmbătrânim, așa că ai nevoie de un serum încă de tânără, da? Ca factori externi sunt suplimentari poluarea, radicalii liberi, fumatul, consumul excesiv de zaharuri, expunerea la soare fără protecție și, bineînțeles, aceste aspecte vor influența sănătatea pielii tale și, cum spuneam, și a articulațiilor. Unde găsim la nivelul pielii? Cel mai important depozit, ca să zic, de colagen se află în special la nivelul dermului, adică stratului mijlociu al pielii. Acolo este ținută, deci la limita între epiderm și derm, este menținută pielea întinsă, sunt prevenite apariția ridurilor. Aici are rol important în prevenția apariției celulitei, a vergeturilor, rol în hidratare, cu efecte nocive ale factorilor externi asupra pielii. Unde mai avem rol important? În cicatrizare. Avem rol important în creșterea, regenerarea și hidratarea corespunzătoare a părului și, bineînțeles, rol în creșterea și sănătatea unghiilor. Apoi spuneam că este foarte important să eliminăm factorii de risc și aceștia sunt consumul de zahăr și de carbohidrați rafinați, care aceștia pot împiedica capacitatea de reparare a colagenului, intervin în sintetizarea, în procesul de sintetizare al acestuia. Soarele este un dușman al colagenului prin radiațiile ultraviolete
se diminuează producția de colagen și soarele, de asemenea, generează și o multitudine de radicali liberi. Fumatul dăunează producției de colagen prin două metode importante. Unu, datorită faptului că se consumă mai multă vitamina C la un fumător și vom vedea că vitamina C este un factor important în regenerarea colagenului. Și în al doilea rând, prin generarea de toxine și de elemente nocive. Odată cu reducerea colagenului, nu spuneam că nu numai la nivelul pielii se văd aceste aspecte, ci se văd inclusiv la funcțiile vitale, care la rândul său încep practic procesul de îmbătrânire. Spuneam că este foarte importantă prezența vitaminei C pentru regenerarea de colagen. Precursorul colagenului este o substanță secretată de celulele noastre. Acest proces de transformare către colagen se realizează doar în prezența vitaminei C. Și de aceea aceasta este extrem de importantă pentru sănătatea noastră. Acum să revenim la piele. Ce se întâmplă? Practic, aici imaginea din partea stângă, vedem cum arată o piele tânără. Aceste, să zic așa, ca niște râme, sunt fibrele de colagen. Acesta este primul care se deteriorează și începe să scadă ca și producție. El, rupându-se practic, nu mai reușește să mai susțină elastina, care este următoarea care se degradează, și apoi este influențată inclusiv producția de acid hialuronic. Hai să vedem ce se întâmplă cu acest acid hialuronic. El a fost descoperit undeva ca și rol al său prin anii 30 și are rolul de a menține hidratarea la nivelul țesuturilor. De ce? Pentru că o moleculă de acid hialuronic poate să absoarbă și să reține până la 1000 de ori greutatea sa în apă. La fel ca și colagenul, producția de acid hialuronic începe să scadă undeva în jurul vârstei de 30 de ani. Și acest lucru, spuneam că nu se vede doar la nivelul pielii, ci se vede și la nivelul structurilor ochilor, articulațiilor, vaselor de sânge și practic în tot organismul. Avem aici de lămurit două aspecte. Acidul hialuronic are posibilitatea să fie cu masă moleculară ridicată și acesta este cel care face netezirea și creșterea volumului suprafieții pielii. Dar important este și cel cu greutate moleculară mică, pentru că acesta este cel care poate pătrunde. Cel cu greutate moleculară mare rămâne doar la suprafața pielii. Și deși este incredibil de eficient, acesta nu rămâne pe suprafața pielii decât o singură zi și nu reușește să-și îndeplinească rolul de a netezi pielea și de a o ajuta să fie mai plină de volum, să fie mai frumoasă și mai relaxată. Cum se traduce scăderea de acid hialuronic? Păi uscăciunea pielii, apariția ridurilor la nivelul tenului, vindecare mai dificilă, apariția afecțiunilor articulare, și aici vorbim și de articulațiile mari, cum ar fi cea a genunchiului, a umărului, a coatelor, dar vorbim și de structurile vertebrale și acidul hialuronic este important să fie prezent și acolo. Ce se întâmplă? Practic, colagenul cu acidul hialuronic sunt împreună într-o dependență foarte importantă. Colagenul vine cu scăderea producției de acid hialuronic. Acidul hialuronic, dacă este redus, influențează și producția de colagen. Practic, acestea două sunt importante pentru menținerea sănătății și frumuseții pielii. Dacă avem acid hialuronic suficient și colagenul se produce în cantitate care trebuie și invers. Deci, practic, una fără cealaltă cam nu prea se poate. Și acum, hai să vedem care sunt ingrediente absolut importante pentru sănătatea și frumusețea pieii. Și aici vorbim, deci, de colagenul hidrolizat. Ce înseamnă că este hidrolizat? Înseamnă că acesta este tăiat în bucățele mici,
astfel încât el să poată fi ușor transportat și susținut la nivelul pielii. Elastină, care sunt fibre, acid hialuronic și apoi vorbim de extracte vegetale, vorbim de antioxidanți, vorbim de vitamine care sunt absolut necesare. Ați văzut, de exemplu, vitamina C, cât este de importantă. Ce rol au aceste ingrediente? Păi am vorbit despre colagen, am vorbit despre acid hialuronic, elastina este cea care oferă și ea susținere și mai vorbim de celelalte extracte. Avem nevoie de extracte care să activeze circulația, avem nevoie de extracte de plante care să vină cu rol antioxidant și, bineînțeles, aloe vera, care este atât de benefică pentru sănătatea și pentru frumusețea pielii. Știm și din alte seminarii pe care le-am susținut că aloele, în special pe piele, are un rol important în stimularea naturală a producției de colagen și de acid hialuronic. Deci, practic, aloele vine singură să ne întrețină sănătatea și frumusețea și regenerarea din interior. Ea, practic, este cea care contribuie la întreaga regenerare, la efect fetnizant, contribuie la reducerea daunelor provocate de expunerea la soare și are efect natural, antiinflamator, purifiant și antiinfecțios. Nu insist, ci doar reamintesc că produsele noastre sunt în bază de aloe vera, adică toate celelalte ingrediente, că vorbim de acid hialuronic, de aminoacizi din fructe, din toate celelalte elemente, ele toate sunt puse în baza de aloe vera. Și acum hai să vedem. Ce e cu serumurile astea? Acestea sunt produse speciale de îngrijire a pielii, concepute special pentru a transporta ingrediente puternice direct în straturile profunde ale pielii. Și este perfect pentru această sarcină, mai ales când vorbim aici, cum ziceam, de colagen hidrolizat, de acid hialuronic de moleculă mică și de alte ingrediente active. Acest lucru face ca serumurile să fie importante și să țintească diverse aspecte. Și de aceea spuneam că avem serumuri forever pentru orice necesitate, pentru că ele pot ținti diverse aspecte. Fie ridurile sau liniile fine, fie zone uscate, fie aspecte de luminozitate, fie aspecte de nuanțare și de textură a pielii, care sunt lucruri extrem de importante în ceea ce privește exprimarea frumuseții. Să nu uităm că serurile Forever sunt bogate în aloe vera, care aloe vera acționează sinergic împreună, mână în mână cu celelalte ingrediente pentru a aduce echilibru și pentru a ajuta împreună la transportul elementelor nutritive la nivelul pielii. Cum trebuie utilizate serumurile? Păi aici este exemplu dat cu utilizarea serumului Firming Serum din gama Infinite by Forever. Însă, aceștia sunt practic pași importanți care trebuie făcuți atunci când utilizăm un serum. Ce facem? Mai întâi, facem o curățire a pielii, fie că vorbim de demachiere, fie că vorbim de o spălare. De exemplu, din gama Sonia putem utiliza Refreshing Gel-ul, care să ne curete tenul. Putem utiliza un toner, fie că este aloe activator, fie că este balancing toner, oricare dintre ele, după care intervine serum. Serumul este întotdeauna între etapa de demachiere tonifiere și etapa de aplicare a cremei. Practic, nu înlocuiește o cremă, dar poate stimula și completa efectele cremei. Deci, practic, în momentul în care noi ne punem un serum pe piele, în momentul respectiv ajutăm deja și ingredientele care vor veni mai departe prin intermediul cremelor pe care le aplicăm. Iar serumul niciodată nu se aplică decât pe tenul curat, hidratat, anterior, bine tonifiat. Deci doar pe tenul curat. Și hai să vedem care serum și cum putem să folosim pe care dintre ele. Și avem așa.
Infinite, Forming Serum din Infinite by Forever vizează, datorită formulei sale avansate pe bază de peptide, prevenirea semnelor îmbătrânirii premature. Și o să explic imediat. Hydrating serumul țintește pielea uscată pentru că are 4 tipuri de acid hialuronic, iar extractul de zăpadă este practic, de ciupercă de zăpadă, este practic a 5-a varietate de acid hialuronic. Deci, influențează foarte bine atunci când ai nevoie mai multă de acid hialuronic. Alpha E-factorul este unul din serumurile noastre vechi și dragi pe care până acum le-am folosit și care poate să ajute foarte bine cu aportul său de antioxidanți și care poate să aducă un plus de vitamină E, de vitamina A și de elasticitate cutanată. Sonia Illuminating Gel, care este varianta de serum din gama Sonia, uniformizează nuanța tenului și îi conferă strălucire cu extractele sale vegetale, cu aloie și, foarte important, reduce aspectul porilor dilatați. Oricare dintre aceste serumuri, după cum spuneam și am clarificat deja un pic, am punctat anumite aspecte pentru fiecare dintre ele, astfel încât să știi să-ți alegi serumul corespunzător necesităților tale. Și hai să începem cu Hydrating Serumul, care este una din vedetele noastre, câștigătoare în 2020 a medaliei de argint la Beauty Award London. Este cea mai nouă formulă de serum cu ingrediente cheie și voi lua acum beneficii pe fiecare ingredient în parte ca să știm de ce anume putem să folosim acest serum. Păi, în primul rând avem acidul hialuronic, care este prezent sub formă de 4 tipuri combinate, care să acționeze sinergic. Ele formează o peliculă reducând pierderile de apă din interior, deci aduce și hidratare, pentru că acidul hialuronic, cum spuneam, atrage apa în interior, dar contribuie și la menținerea acesteia. Apoi avem, și spuneam că este important să existe acid hialuronic cu moleculă mică, aceasta fiind absorbită rapid și hidratând și regenerând pielea din interior. Apoi avem aloe vera, care am spus cât de important este și care este un vehicul deosebit în a transporta elementele nutritive. Avem ciuperca de zăpadă, care, termen științific, tremela fuciformis, mă rog, cum se cheamă ea acolo, este practic similară acidului hialuronic. Este practic a cincea tipologie de acid hialuronic, cu puternic efect hidratant, are și efect antioxidant și datorită acestor aspecte contribuie la reducerea ridurilor fine, la menținerea tonusului și uniformității pielii și, important, contribuie la stimularea producției de colagen și elastină. Ce mai avem? Acest graș din nucă de cocos cu rol antimicrobian, rol natural antifungic, rol natural calmant, antiinflamator, antioxidant, bun hidratant și emolient, curăță porii, bun stimulant al producției de colagen, practic. Acizii grași din nuca de cocos vin foarte bine să completeze beneficiile oferite de gelul de aloe vera, care este bază. Uleiul de măsline este bogat în vitamine, minerale, acizi grași naturali, foarte bogat în vitamina E și A și prelungește tinerețea pielii cu efectul său antioxidant și, de asemenea, ajută și în regenerare. Untul de shea este unul dintre cele mai deosebite ingrediente cosmetice, bogat în vitamina A, foarte hidratant, cu proprietăți regeneratoare, protejează și repară pielea. Aici este citat acidul cinamic cu proprietăți antiinflamatorii speciale,
stimulează producerea de colagen alături de gelul de aloe vera și de cele 4, ba chiar 5 tipuri de acid hialuronic și conține antioxidanți specifici, cum spuneam, acest acid cinamic, care combate efectele produse de radiațiile ultraviolete. Tamarind este un alt ingredient natural important, conține vitamină B, beta-caroten, vitamina C, are efect regenerator și are efect enzimatic important. Aici vorbim de acizi alfa-hidroxilici, care acești acizi naturali se comportă ca și un transportor. Sunt practic niște proenzime care vin și preiau ingredientele astfel încât acestea să fie transportate la nivel, la nivelul dermului. Ce mai avem? Ceaiul alb, care este extrem de bogat în antioxidanți, cu mult mai bogat decât ceaiul negru și care, datorită polifenolilor săi, ajută la prevenirea îmbătrânirii premature a pielii. Apoi avem coaja de mimoză, extrem de bogată în tanini, în chinine, în acizi grași, în uleiuri esențiale, în aminoacizi și toți acești compuși au de asemenea rol în a stimula colagenul, în a aduce efecte regeneratoare, hidratante și exfoliante. Practic, hydrating serumul, nu de pomană, este o vedetă a serumurilor noastre. În primul rând, el se absoarbe rapid în straturile de pe suprafața pielii, netezește aspectul pielii în mod vizibil și îi ameliorează textura, sporește hidratarea pielii și aceasta este trăsătura importantă pe care acest hydrating serum o are datorită acelor tipuri de acid hialuronic plus toate celelalte ingrediente prezente. Ce face el? Păi spuneam, după ce te-ai curățat bine pe ten, aplici serumul și abia după aceea îți aplici crema ta preferată. Fie că este R3 Factor, fie este că este Restoring Cream din gama Infinite by Forever, oricare dintre acestea după aceea au efect mult mai important și mult mai bun asupra tenului în momentul în care este aplicat. Cum spuneam, îl aplici respectând toate etapele de îngrijire a pielii. Mai departe, Firming Serumul. Firming Serumul, spuneam că este cel care acționează asupra semnelor îmbătrânirii. Este de departe varietatea de serum care reversează îmbătrânirea și respectă unele dintre cele mai avansate descoperiri științifice în domeniu. Și bineînțeles că și acesta este premiat în 2017, încă de când a fost lansat. Este pe bază de aloe vera, fără parfum, îmbogățit cu hialuronat de sodiu hidrolizat pentru hidratare în profunzime. Iar piesa de rezistență a acestui serum sunt tripeptidele 2 și peptide din aminoacizi care redau fermitatea pielii și reduc ridurile cu efect anti-aging vizibil. Ce este cu aceste tripeptide? Aceste tripeptide sau proteina progelină sunt și peptide dintre aminoacizi, sunt cele care mimează și reversează procesul îmbătrânirii. S-a demonstrat în cazul studiilor științifice că aceste ingrediente îmbunătățesc în mod semnificativ elasticitatea și tonicitatea pielii. Capacitatea acestei progerine este progerina este proteina îmbătrânirii, iar progelina este proteina care reversează îmbătrânirea. Ce vreau să atrag atenția asupra acestui serum? Că acest serum își face treaba dacă îl folosești în mod constant.
Și aici sunt niște aspecte legate de cum se simte pielea ta când aplici un produs pe ea sau cum se simte pielea când produsul respectiv își face treaba în timp și efectele se văd în timp și nu imediat. Pentru că pot spune, poate serumul cutare e mai bun sau știu și o marca cealaltă, că o simt eu nu știu cum pe piele. Important este cum se simte pielea ta în timp acționând cu acest serum. Și acum, avem hialuronatul de sodiu care păstrează umiditatea în piele. Un alt rol important este reprezentat de extractul de drojdie care susține sinteza colagenului. Deci avem și stimularea sintezei de colagen și proteina îmbătrânirii și acid hialuronic în acest serum. Cum îl aplicăm? Păi, cum spuneam, foarte frumos, pe tenul curat, se aplică una, două pompițe. Și acum, apropo de tipsuri, nu aruncați ambalajul după ce ați terminat serumul, vă plângeți că nu aveți recipiente mici la instant cleanser, poți să folosești recipientul pentru a folosi mai departe, să ai în poșetă instant cleanserul cu tine. Deci nu arunca recipientul. Masezi ușor fața și decolteul și abia după aceea aplici crema. Spuneam, aici este varianta Restoring Cream care este excelentă. Sonia Illuminating Gelul este cel care uniformizează nuanța tenului și îi conferă strălucie, acționând foarte important asupra porilor deschiși. De departe, această formulă de serum uniformizează nuanța tenului, îi conferă luminositate, reduce aspectul porilor deschiși, care de obicei este prezent la tenul mixt și conferă pielii o strălucire naturală. Ce avem aici? Avem aloe, avem peptide încapsulate, pentru că este foarte important ca acestea să aibă un vehicul pentru a ajunge în straturile profunde ale pielii, floarea de tricoi roșu și extracte vegetale de origine asiatică. Spuneam de aceste peptide încapsulate, pentru că acestea este important să ajungă în dermul profund pentru ca acolo să se regenereze colagenul. Ce mai avem? Lipozomi. Aceștia de asemenea se comportă ca niște transportori, împreună cu extractul din flori de trifoi roșu, ajută la reducerea aspectului porilor dilatați. Extractele vegetale asiatice, împreună cu un amestec unic de alge verzi brune, contribuie la uniformizarea nuanței pielii și la ameliorarea semnelor îmbătrânirii. Aici vorbim inclusiv de pete brune, aici vorbim inclusiv de mici cicatrici care pot fi lăsate în urmă de pe un ten acneic sau pe un ten mix, care este cea mai frecventă tipologie de ten pe care o întâlnim. Cum se poate utiliza? Se poate utiliza o dată de două ori pe zi la nivelul feții și decolteului și ca un tips special, poți folosi Illuminating Gelul cu uleiul esențial de lămâie și cu Forever Bee Honey sau cu aloe jelly utilizate seara pot ajuta la reducerea petelor brune, petelor lăsate de pistrui, petelor lăsate de diverse cicatrici pentru uniformizarea tenului. Alpha E-Factor, o compoziție fantastică. Aș puncta aici lecitina, care este un emolient valoros pentru supleția pielii, uleiul de semințe de limba mielului, care contribuie la restabilirea nivelului de hidratare, bisabololul, care este un ingredient natural ce calmează și ajută cele mai sensibile epiderme. De asemenea, avem ulei natural de nucă de cocos care se hidrateze, ulei de semințe de soia și vitamina A sub formă de precursorul său, vitamina E cu efect foarte bun antioxidant.
Acum, ce să vă spun? Este un agent de regenerare cutanată versatil pe care noi deja îl cunoaștem de multă vreme și pe care îl iubim. Este o combinație valoroasă de antioxidanți, ameliorează elasticitatea cutanată, ajută foarte bine pentru tenuri sensibile și pentru tenurile cu tendință de exfoliere și se poate aplica local ori de câte ori avem nevoie de antioxidanți naturali. Când îl folosim? Păi, îl folosim la fel ca celelalte serumuri, după curățirea corectă a tenului și înainte de aplicarea cremei. Câteva tipsuri, da? Poți să folosești foarte bine Alpha E Factor cu unul din uleiurile esențiale preferate, în funcție de ce-ți dorești să obții. Îl poți folosi pe vârful firului de păr, ca și agent de regenerare, în special pe părul vopsit. Alte tips and tricks-uri. Deci cum îl folosim? Cam 2-4 ml de ulei esențial la 100 de mililitri de bază, da? Deci așa poți să-l folosești. Poți să folosești ca și ulei de manicură, cu efect antimicrobian, una, două picături de ulei esențial de lămâie, una, două picături de ulei esențial de lavandă și te ajută practic, cum spuneam, este unul dintre cele mai versatile produse ale noastre. Folosești fond de ten compact sau folosești un anumit fard, poți să obții o textură mai lejeră dacă pui una, două picături de Alpha E Factor pe fardul tău compact sau pe pudra ta înainte de a le folosi. Mămicuțele care urmează să devină mămici, graviduțele. Alpha E Factor este un foarte bun ajutor în prevenirea și în a ajuta să nu apară, în hidratarea foarte bună a pielii, în apariția vergeturilor. Pentru călcâiele sensibile și pentru pielea crăpată, împreună cu aloe jelly, cu aloe propolis cream, cu moisturizing lotion, cu oricare dintre ele, poate fi folosit cu succes ca și tipsuri. Să nu uităm că oricare din serumurile noastre, dar în special Alpha E Factor, este preferatul bărbaților și poate fi folosit alături de Gentleman's Pride, de aftershave-ul lor. Pentru corp, câteva picături de Alpha E Factor în Aloe Moisturizing Lotion, pentru mâini, pentru corp, pentru ten, împreună cu mierea sau cu Aloe Body Lotion, poți obține beneficii suplimentare pentru pielea ta. Așa că poți folosi oricare din aceste serumuri cu beneficii deosebite. Și hai să le recapitulăm. Hydrating Serum Infinite Forever Firming Serum din gama Infinite previne semnele îmbătrânirii premature și pietra de rezistență este acidul hialuronic secundat de acele peptide progerina împotriva îmbătrânirii. Hydrating Serumul vine cu hidratare forte prin cele patru tipuri de acid hialuronic și cu ciuperca de zăpadă, care ea însăși este o formă naturală de acid hialuronic. Alpha E Factorul este ideal atunci când ai nevoie pe o piele deshidratată, pe o piele crustiformă, când ai nevoie de antioxidanți naturali. Iar Illuminating Gel este cel care vine să-ți uniformizeze nuanța tenului, să-ți reducă porii deschiși și să confere strălucire tenului tău. Așa că alege formula de serum potrivită pentru tine și folosește-o corect. Imediat după demachiere și curățirea tenului, cu utilizare înainte de aplicarea cremei. Ce obții?
în momentul în care ai aplicat serumul și după aceea ai aplicat crema, un plus de eficacitate, iar pielea ta va arăta tânără și frumoasă mult mai multă vreme. Eu atât am avut să vă spun, acestea sunt informațiile pe care vi le-am oferit.